Ființa umană este o creatură unitară. Doar atunci când suntem cu adevărat integri, uniți, nu doar ca trup, dar și ca suflet, ca valori, ca inimă, doar atunci putem fi liniștiți, bucuroși, fericiți, doar atunci putem avea pace cu adevărat. Acum două săptămâni am vorbit despre cum putem avea pace în textul din Filipeni și am văzut foarte multe întrebări la care m-aș fi bucurat să fi răspuns în mesaj sau după. Așa că parte din acele întrebări mi-au inspirat și mesajul de azi și este o legătură cu pace în ceea ce voi spune, cu toate că mesajul nu este în primul rând despre pace. Integritatea, unitatea noastră, cum am spus, este absolut necesară ca să putem avea pace, bucurie în sufletul nostru. Iar această unitate, integritate, nu poate fi în orice. Nu orice lucru ne ține grămadă ca ființe. Nu orice lucru ne armonizează. Doar în Hristos, și nu e un slogan ce spun acum, e ceva ce știu că necesită explicat și sper mesajul de azi să explice puțin din aceasta, dar doar în Hristos noi cu adevărat devenim cei ce trebuie să devenim. Doar în Hristos se adună totul și sunt cei ce Dumnezeu a intenționat să fiu și pot avea pace cu adevărat. De multe ori, lipsa păcii din viața noastră este datorită unei schisme interioare, unei fracturi interioare. O parte din mine trage într-o parte și altă parte trage în altă parte. Și acest lucru nu se poate remedia decât, am spus în Hristos, și prin dedicarea noastră față de Dumnezeu. Există creștini nefericiți? Da, există. Și un creștinism în care omul este scindat produce mai mare nefericire decât dacă omul ăsta poate nici nu l-ar fi cunoscut pe Hristos. Când te întorci la Domnul Șafle, voia lui Dumnezeu și afle, ce ai putea să fii și când vezi că nu ești cei ce ar trebui să fii că inima ta e împărțită, poți deveni chiar mai nefericit decât ai fost înainte. Că înainte măcar nu-ți băteai capul, nu ai avea ta vinovăție pe tine. Acum ești conștient de ea. De aceea Scriptura ne îndeamnă la dedicare. Vreau să citesc din Romani, ultimul verset din capitolul 11 și câteva din capitolul 12 împărțirea pe capitole a Bibliei nu este de inspirație divină, este de inspirație umană, dar folositoare. Textul scripturii este de inspirație divină. De aceea, câteodată, trebuie să uh, judecăm textul în ansamblu, chiar dacă apar versete și capitole între pasaje. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile a Lui să fie slava în veci. Amin. Vândem, dar, fraților, pentru îndurarea Lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertvă vie, sfântă, plăcută Lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi binevoia Lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cărmuiește să cărmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Amin. Așa cum am zis, aș dori să vorbesc despre dedicarea noastră sau despre predarea noastră în mâna lui Dumnezeu. Multă îngrijorare, apăsare și tulburare vine din faptul că ținem să păstrăm controlul în viața noastră și de multe ori această dorință de a păstra controlul ne scindează, ne rupe în interior și produce multă îngrijorare, pentru că este imposibil să păstrezi controlul în toate privințele sau în toate aspectele vieții tale. Și nu ai fost creat pentru asta. Omul a fost creat să fie om, nu Dumnezeu. Doar Dumnezeu poate să dețină de plin controlul tuturor lucrurilor în viața unui om. Și cele mai multe greșeli le facem atunci când nu știm să punem în mâna lui Dumnezeu viața și domeniile ei, când ținem strâns frâiele vieții noastre. Facem multe greșeli. Păstrarea controlului, dragilor, de multe ori e opusă, sau atitudinea de păstrare, tendința de păstrare a controlului, e opusă smereniei. Și Psalmul 25 s-a citit și azi, l-am studiat săptămâna asta, Mie mi-a vorbit Domnul prin versetul 9. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea Sa. Fără smerenie nu pot învăța. Nu, nu pot înțelege pe Dumnezeu fără smerenie. fără să recunosc că Dumnezeu e Dumnezeu și stăpân și eu sunt aici ca să-L ascult, sunt ca să-L iubesc, dar El e în control, nu pot înțelege căile Lui. Și atunci interiorul meu se sfâșie și începe suferința și se duce pacea. Asta e o stare pe care trebuie să o evităm. Nu pot învăța cu adevărat voia lui Dumnezeu și nu mă pot bucura de plinătatea Duhului Sfânt, nu pot experimenta pacea care întrece orice pricepere fără o predare reală în mâna lui Dumnezeu. Nu există ascultare fără predare. Nu există pace, bucurie. Nu există slujire autentică fără predare. Pot sluji prin firea mea, pot deveni activist fără să mă predau Domnului. Activist religios pot fi. Dar slujire autentică. Și slujire înseamnă să știu în ascultare de Dumnezeu cât, unde să acționez, să pot să jertfesc și să știu când să mă opresc în ascultare de Dumnezeu. Am nevoie de smerenie și predare. Nu există maturitate și transformare în viața creștinului fără predare. Acum, predarea noastră nu este ceva ce s-a întâmplat odată, am notat data în calendar și zic eu în 12 aprilie m-am predat Domnului. Și atât. Predarea, da, e o decizie, dar e și o decizie recurentă, care se împrospătează. Și de fiecare dată când văd că în inima mea apare îngrijorarea și e ceva nepredat Domnului acolo, trebuie împrospătată și zic, Doamne, ție ți-o dau ți îți dau încă o dată lucrul ăsta. ți îți dau familia mea, ți îți dau sănătatea mea, copiii mei, cariera mea, viitorul meu, slujirea mea, onoarea mea. Sunt ale tale, dispune tu de ele. Ce înseamnă predare? Se poate crea multă confuzie aici. Dar în esență, predarea înseamnă a renunța la mai păstra controlul asupra noastră și circunstanțelor vieții noastre. Chiar dacă controlul real, știm că este o iluzie. De multe ori avem iluzia că noi păstrăm controlul. Ne place iluzia asta. Dacă vreți, în ghilimele, ne drogăm cu ea. Ne face să ne simțim bine, că noi suntem în control. Îmi place să știu cam în spatele meu un. O anumită sumă de bani care îmi dă siguranță. Mă simt în control. Îmi place să știu că am niște relații, am niște prieteni extraordinari care n-au să mă lase niciodată. Și s-ar putea să te înșeli. Îmi place să știu că am niște relații puternice, în oameni suspuși și asta îmi dă siguranță. Astea sunt forme de control. Nu zic că e rău să ai lucrurile astea. Sau că e păcat să te bucuri de ele când le ai și când funcționează. Nu e o problemă. Problema e în ce ai să-ți pui încrederea, de unde îți extragi pacea. Da. Predarea controlului înseamnă să renunți la mai păstra controlul asupra mea și a Predarea controlului înseamnă acceptarea faptului că eu nu pot controla viața mea și, dacă vorbim specific, de un anumit domeniu. Se poate să predăm mai ușor unele domenii și altele foarte greu. Mai ales cele care sunt cele mai importante pentru noi, pe care le vedem vitale pentru noi, ale le predăm greu. Să recunoști că Dumnezeu poate și știe cel mai bine ce este, care este cel mai mare bine pentru mine și pentru cei dragi mei sau cei din jurul meu. Câți dintre voi ați auzit vreodată de cei 12 pași sau de alcoolici anonimi? Auzit vreodată cineva de Asociația Alcoolicilor Anonimi? Ridicați o mână. Sunteți câțiva. Este o organizație sau un model de lucru care s-a multiplicat în nu mai știu câte, dar în toată lumea, în multe țări, toată lumea. A pornit din America, 1935. Doi medici-psihiatri creștini care ei înșiși au avut mari probleme cu alcoolul. S-au luptat, Dumnezeu i-a eliberat și au zis cum să-i ajutăm și pe alții, că sunt foarte mulți în situația noastră. Și atunci au făcut ceea ce noi astăzi avem și numim cei 12 pași, în care au încercat să traseze niște etape de gândire, de acțiune ale celui ce trebuie să iasă din acea dependență. Cei 12 pași astăzi se folosesc nu doar la alcoolici, se folosești la dependenții de droguri, de pornografie, de ce vreți voi, de gambling, în orice dependență. Dar dacă îi citiți, veți vedea că nu sunt decât niște principii biblice pe care noi le găsim în Scriptură pentru viața oricărui om sănătos, care nu are neapărat o problemă de dependență în esență, vorbesc despre sănătate. Dar vedeți ce fel de sănătate. Acum, ei au fost preluați și au fost adaptați. Pentru că nu-i folosesc doar creștinii. Îi folosesc și atei și oamenii de alte religii. De-aia, unele formulări sunt rotunjite așa ca să fie acceptabile și de alții. Dar esență, ascultați, doar trei pași o să vă citesc. Pentru că vorbesc în primul rând de predarea controlului. Pasul 1. Am admis că eram neputincioși în fața alcoolului. Poți să pui în loc de alcool problema ta. Am ajuns neputincioși în fața alcoolului, că nu mai eram stăpâni pe viața noastră. 2. Am ajuns la credința că o putere superioară nouă care ar putea să ne redea, o putere superioară nouă ar putea să ne redea sănătatea mentală. 3 am hotărât să ne lăsăm viața și voința în grija unui Dumnezeu și aici adaugă așa cum și-l închipe fiecare dintre noi. Bun, asta e partea adăugată. Dar ei fiind creștini, îi vorbeau de Dumnezeul creștin. Începe eliberarea, vindecarea, începe cu predare. Atâta timp cât cineva se ține strâns de frâile vieții lui și zice nu, eu încă pot, eu încă trebuie să mă mai sforțez, eu încă trebuie să mai fac un efort, eu o să pot. Nu ai pace și vei fi învins, învins, învins. Pentru că tu nu ești Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Predarea înseamnă admiterea și acceptarea voii suverane a lui Dumnezeu. Oricare ar fi ea în viața mea într-un domeniu specific în care mă frământ. Și vreau să te gândești concret. Care e domeniul în care te frământ și nu ai pace? Care e zona în care, atunci când ajungi, gata, începe tulburarea, începe anxietatea. Care e acea zona ta? Este, ești gata să accepti voia suverană acolo, oricare ar fi voia lui Dumnezeu acolo? Fără asta nu pot avea pace. în Iacov, în Geneza 32, este relatată o scenă din viața patriarhului Iacov. Acum, Iacov, de tânăr, a fost foarte descurcăreț. A fost un om foarte descurcăreț. Prin și retlic a obținut dreptul de întâi născut. Apoi a fugit și a dat peste un socru care era un fel de naș pentru fiecare naș are nașul lui și Laban, socrul lui, um, un socru oportunist, dar Iacov s-a descurcat și cu Laban. Și iată Iacov se întoarce spre casă, cu soții, cu avere, cu copii, merge spre casă și spre casă trebuie să întâlnească cu Iesau, fratele lui. Și întâlnirea nu se preconizează a fi foarte plăcută. Iacov este foarte tulburat, știe că riscă să-și piardă tot, riscă să-și piardă viața. sau e foarte mânios pe el și pe drept cuvânt. Nu știe la ce se aștepte. Iacov avea o înțelegere cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îl va proteja, i-a făcut și el o promisiune. Cu o noapte înainte de întâlnirea cu Iesau, Iacov rămâne singur undeva, într-un loc retras. Poate să se roage, poate să mediteze poate să se roage lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi răspunde, Dumnezeu îi vorbește, Dumnezeu îi trimite un ajutor, îi trimite un înger cu care Iacov se luptă toată noaptea. Ăsta da ajutor. Ai spune, ăsta da ajutor. Doamne, acum vreau să vin un înger să zică, Iacov, stai liniștit, eu nu o să las să se întâmple nimic rău. Stai liniștit, du-te și te culcă, Dumnezeu să te binecuvânteze. Nu, vine un om care se luptă cu el toată noaptea. Și lupta continuă, acum lupta între un om și un înger, e luptă regizată. Îngerul vroia ceva să-i spună prin asta, nu că nu-l puteam învinge. Spre dimineață lovește la încheietura coapsei, îi deslochează șoldul, Iacov nu mai poate lupta și verdictul Domnului. Ești victorios. Ai învins. Pe cum ai învins? Tu că e învingător ăla care se duce pe picioare întreg, nu ăla care își cheapătă după. Ai învins. Iacov cere și zice, binecuvântează-mă. Nu lasă să plece, zice, până nu, te, până nu mă vei binecuvânta. Sune în care ți este numele. Pentru că victoria lui Iacov este atunci când își recunoaște limitele și neputința. Atunci Iacov găsește pacea. Predarea controlului nu înseamnă lipsă de inițiativă sau neexersarea voinței. Nu înțelegeți, nu asta vorbesc, nu asta predic, nu asta învață creștinismul nicăieri. Un creștin autentic nu e unul care stă unde îl pui, nu are nicio idee, nicio inițiativă, nu vrea să facă nimic. Chiar și-a predat controlul Domnului. Și dacă Domnul vrea ceva să facă, n-are decât. Da? Nu. Nu. Din potrivă înseamnă să-mi asum responsabilitatea ascultării mele de Dumnezeu și ascultarea de Dumnezeu totdeauna înseamnă acțiune. Totdeauna înseamnă să fac voia Lui. Chiar și când trebuie să mă opresc, nu mă opresc de lene sau de descurajare, mă opresc în ascultare de Domnul. Mă opresc ca să-L aud pe Dumnezeu. Că citim în psalm de oprire, da? Predarea Înseamnă că voi fi sensibil și voi accepta fără murmur, și mă voi conforma intervențiilor suverane ale Lui Dumnezeu în planurile mele. Planuri care și ele sunt construite conform înțelegerii voii Lui Dumnezeu. Adică îmi fac un plan bun și zic, Domnul m-a călăuzit, Domnul mi-a dat direcția asta și fac trei pași și Dumnezeu zice... Ne-ai înțeles bine. Ar trebui să o iei pe dincolo. Stai puțin, Doamne. Nu-mi place să-mi schimb planul de mers. Apostolul Pavel scrie în Romani. Nu vreau să știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Și nu o spune cu murmur sau cu ranchiună. Chiar și într-un lucru sau un plan bun, Dumnezeu poate interveni. Nu pentru că s-a răzgândit Dumnezeu, ci pentru că el urmărește ceva mai mult decât pot eu concepe sau înțelege. Predarea nu trebuie să urmărească, în primul rând, pacea mea. Am pornit de la pace, e adevărat. Dar scopul final nu-i pacea. Există sisteme de gândire religii care vin să-ți furnizeze pacea. Dar totdeauna ți-o vor da pacea pe costul altceva, pe costul dragostei pe costul ascultării de Dumnezeu. Nu! Scopul final nu-i pacea. Nu este detașare, indiferență. Asta nici măcar nu are legătură cu pacea biblică. Scopul final este gloria lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu e un efect al predării. Este un efect al faptului că îl caut pe Dumnezeu mai presus de orice. Duhul Dumnezeu ne îndeamnă cu blândețe și ne îndreaptă privirea spre îndurarea lui. Aici în Romani zice, vândem dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduce trupurile voastre ca o jertvă sfântă, vie plăcută. Asta e predare. Dar de ce să mă predau motivația? Motivația este îndurarea lui Dumnezeu. Dar oare nu e adevărat că se cuvine să ne predăm? Că versetul 36, sfârșitul capitolului 11, spune din el, prin el și pentru el sunt toate. Deci toate aparțin lui Dumnezeu. Viața mea aparține de dreptul lui Dumnezeu. De ce n-ar trebui să-i o dau? Pentru că se cuvine. Și de alte locuri din Scripturi spun asta. Că am fost cumpărați de el. Dar iată aici Apostolul Pavel și Duhul Dumnezeu ne îndeamnă nu numai pentru că se cuvine, ci pentru îndurarea lui, ca răspuns la harul lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva adevărata înțelegere a Harului va duce la predare. Dacă viața ta cu Hristos nu te îndeamnă la predare, dacă nu, nu ai niciun... Nu, nu te provoacă lucrul ăsta, nu-ți dai seama că asta ar trebui să fie normalitatea. Poate încă n-ai înțeles harul. Pentru că îndurarea lui Dumnezeu mă învață și mă atrage să mă predau. Și oricât de frică ne-ar fi de predare, pentru că recunosc, mi-e frică câteodată să mă predau. Este un magnet acolo care mă atrage. Nu doar din vinovăție că așa se cuvine, ci pentru că îmi dau seama cât a dat Dumnezeu pentru mine. Și nu mă predau oricui, mă predau celui ce a dat totul pentru mine și a dat viața pentru mine. Ce e de predat? Nu pot acoperi tot ce e de predat, totul. Da? Dar câteva lucruri care le știu mai grele în viața noastră, cu care și eu mă lupt și mi-e mai greu să fac, care văd în viața fraților, surorilor din jur că e o luptă mai mare în zona aia. Prima oară o să încep cu predarea trupului mădularelor. Și avem textul din Roman 6, la versetul 10, fiindcă prin moartea pe care, de care a murit, el a murit odată pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Cine? Iisus Hristos. Deci vedem dedicarea lui Hristos, întrupat, în ascultare de Dumnezeu, dându-și viața pentru noi. Trăind pentru Dumnezeu. Tot așa, tot așa cum, ca Hristos. Uitați-vă la Isus, la modelul lui de predare, cum a fost ascultarea lui față de Tatăl. Isus a fost total dedicat Tatălui, dar n-a stat indiferent să nu facă nimic. A fost totdeauna preocupată mâncarea mea să, să fac voia Tatălui. Tot așa și voi înși vă socotiți-vă, morți față de păcat, ca Isus, și vii pentru Dumnezeu în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. <coughs> să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegirii. Când zice să nu mai, are în vedere faptul că noi făceam asta cândva. Era normalitatea noastră. Să nu mai, nu mai faceți. E o schimbare aici. ci dați-vă pe voi înși lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe niște unelte ale neprihănirii, că și păcatul nu va mai stăpâne asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Aici nu-i vorba de a fi gata să murim pentru Hristos, cu toate că trebuie să fim gata să și murim pentru Hristos, cum auzim de frații din alte țări, și din țara noastră au fost mulți care au fost gata și mulți care au și murit. Dar textul nu vorbește în primul rând despre asta, ci vorbește despre felul în care să trăim pentru Hristos, cu trupul nostru. Dumnezeu ne-a creat cu trup și mântuirea Lui cuprinde inclusiv trupul nostru. Nu ne-a făcut doar niște ființe spirituale. Ne-a făcut ființe spirituale care trăiesc într-un trup fizic. De aceea el e interesat și de felul în care îl slujesc cu trupul meu, nu doar cu sufletul și cu mintea. Nu fă separarea asta în viața ta, e total falsă și nebiblică. Și nu funcționează. Nu poți fi cu adevărat cu mintea undeva, dacă nu ești și cu trupul. Dacă trupul tău nu are nicio participare. Sexualitatea este unul dintre cele mai greu de controlat domenii ale vieții umane. Aici omenirea are cele mai multe deraieri comparat cu alte domenii. E foarte greu de controlat. Sunt niște impulsuri foarte puternice. Și de multe ori este poarta favorita a lui Satan pentru a corupe un suflet. Apostolul Pavel alocă spațiu acestei probleme. Eu doar o să citesc pasajul din Corinteni. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncăruri și Dumnezeu va nemici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie. Relația sexuală este pentru căsătorie. În cadrul legământului, orice relație sexuală în afara căsătoriei, indiferent dacă este convenită de ambele părți sau doar de una, este curvie sau prea curvie. Trupul nu-i pentru asta. Nu-i pentru asta. N-a fost creat pentru asta. El este pentru Domnul și Domnul este pentru trup și Dumnezeu care am pe Domnul ne va învea și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Asta e realitatea în care trăim. uite te la trupul tău și gândește-te, astea sunt mădularele lui Hristos. Da, mi-au fost încredințate, eu îl spăl, eu îl îngrijesc, eu îl hrănesc, dar nu mi-aparține, aparține lui Hristos. Sunt administrator cum îl folosesc, îl interesează direct pe Dumnezeu ce fac cu el. Voi lua eu mădulare lui Hristos și voi face din ele mădularea lui unei curve nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea, că ce este scris, cei doi se vor face un singur trup, dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri căci ați fost cumpărați cu un preț. Și concluzia, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Predarea trupului. Vorbirea, oh, pentru unii e mai greu de controlat vorbirea decât trupul. Da? Aia vine direct din inimă. Limba niciun om nu o poate îmblânzi, zice Iacov. Este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Doar Dumnezeu o poate controla. Este trupul meu, vorbirea mea, predată Domnului? Bun, atunci când îți ții trupul până la ora 1 noapte, să te uiți la nu știu ce seriale sau internet sau whatever, îl onorezi pe Domnul, a doua zi dorm la biserică și zici că predica a fost plictisitoare. Da? Nu. Nu. Și dacă nu te duci la biserică, gândește-te, cântărește programul zilei tale, îl faci ținând cont și de trupul tău, în ce ți investești sănătatea ta, viața ta, zilele tale care curg ca un sunet, se duc repede. În ce o torni? că paharul nu se mai umple odată. Odată îl ver și gata. În ce torni? Valorează lucrurile alea sau nu valorează? Asta să, să fiu Domnului dedicat și cu trupul meu. Felul în care folosesc timpul, energia, prioritățile. Organizarea priorităților reflectă direcția vieții noastre. Dragilor, noi nu iubim neapărat cei ce spunem că iubim. Putem face declarații de dragoste în toate direcțiile, dar nu iubim cu adevărat ceea ce spunem că iubim, ci iubim cu adevărat ceea ce alegem să facem. Ceea ce facem. Cu consecvența, aceea fi sigur că iubești. În ce îmi investesc viața? Predarea trupului, da? Mai trebuie predate și scopurile, ambițiile. Uuuh. dacă ceea ce ține de trup e mult mai la suprafață, se vede. E ușor să observi în viața ta când e o problemă cu trupul tău. Și o văd și alții. Dar când e vorba de ambiții, de scopuri, astea sunt puțin mai subtile. Le putem îmbrăca foarte ușor în ce haine vrem noi, să le facem creștine peste noapte, dacă vrei, ambițiile tale, firești și vechi de când ai deschis ochii în lumea asta. Și care poți să n-aibă nicio legătură cu Hristos. Le poți importa cu succes în biserică. Și să le reformulezi ca fiind scopuri creștine. Mare grijă la asta. Unii oameni, chiar și după întoarcerea lor la Domnul, sunt mâncați din interior de setea lor de putere, de dorință firească de a fi în față. E una din ambiții, nu-i singura posibilă. Fie că e vorba de biserică sau societate, e la fel de păcătoasă ambiția asta sau dorința de slavă de șarte. Bun, nu zic că e un lucru rău să fii în față sau să fii un creștin uh, sau un creștin să aibă funcții de responsabilitate în societate. Nu, 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 nu asta atac acum. Din potriva, avem nevoie de oameni credincioși în funcții de răspundere și să dea Dumnezeu să avem mai mulți, că țara noastră plânge și datorită acestui lucru. dar nu mânați de dorința de întâietate, ci pasionați pentru Dumnezeu. Oameni care să urmărească gloria lui Dumnezeu și dragostea pentru oameni. Psalmul 131, versetul 1 și 2. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufași. Nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Din potrivă, sufletul meu este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Sufletul meu este ca un copil înțărcat. Găsiți un copil care tocmai a fost alătat, să-l vedeți ce dulce doarme și ce liniștit stă. N-are nevoie să fie în nicio poziție atunci. Este de plin satisfăcut. Apropo, știți cine scrie versetele astea? Împăratul lui Israel, cel mai mare om în stat care avea funcție, care avea putere, era monarh. Dar sufletul lui nu era lipit de puterea pe care o avea. De deci aceea zice, Doamne, eu, eu lângă tine mă liniștesc. El nu, nu s-a luptat să ajungă el împărat. Dumnezeu l-a ridicat, Dumnezeu l-a pus și l-a folosit. Tocmai de aceea a putut fi folosit. Că a iubit pe Dumnezeu mai mult decât împărăția lui. Nu a fost mânat de ambiție acolo. A știut că e pus acolo ca să fie, să-l onoreze pe Dumnezeu și să fie o binecuvântare pentru popor. Și este spus explicit asta în Cronici și în Împărați. David a înțeles de ce Dumnezeu l-a înălțat. Nu pentru el l-a înălțat, nu pentru ambiția lui. Când vom înțelege asta, putem sluji oriunde ne pune Dumnezeu, că e sus, că e jos. Dar va fi o slujire prețioasă. Când te-ai întors la Domnul, E dat, ai predat ambițiile tale. Bun, eu am menționat una din ele, dar pot fi altele. Sunt oameni care nu neapărat caută funcții, dar sunt într-un grup și ei trebuie să domine neapărat totdeauna discuția. Trebuie să iasă în evidență neapărat. Sau între fete, sau între băieți, sau flirtul, sau oricare alt. Sunt ambiții lumești, sunt ambiții care se aduc și se pot importa de multe ori și în comunitatea creștină. Când vine vorba de slujire, versetele 6-9 pe care le-am citit, fiecare să slujească cu ce i s-a dat, după măsura puterii lui, după măsura de credință care a fost dată de Dumnezeu în acord cu darurile pe care le-a primit. Când vine vorba de daruri și slujire, scriptura e foarte explicită, nu suntem toți egali, nu suntem toți pe același calapod turnați. Dumnezeu a dat unuia mai mult, altuia mai puțin, unuia i-a dat de un fel, altuia i-a dat de alt fel, suntem mădulare. Da? Suntem mădulare. Cele mai multe din mădularele noastre nici nu le vedem cu ochiul liber, dar sunt de mare, mare importanță. Da? Nu, nu ne vedem organele interne. Dar dacă unul în momentul ăsta s-ar opri, s-ar opri totul. Mai ales unele dintre ele. Dar fiecare își face treaba cu credincioșie și nu caut să fie în față, nu caut să fie văzut. Asta e, asta e imaginea pe care o duce Apostolul Pavel. Slujirea cu darurile primite e un act de smerenie și de recunoaștere a dragostei și suveranității lui Dumnezeu. Când mă uit în viața mea și zic, Doamne, mulțumesc pentru cei ce mi-ai dat. Nu zic, Doamne, dar de ce nu mi-ai dat ce i-ai dat lui ăla? Mulțumesc pentru cei ce mi-ai dat. Ajută-mă să fiu credincios cu ceea ce mi-ai dat. Voi da socoteală de ceea ce mi s-a dat, nu de ceea ce am vrut să am, ci de ceea ce am primit, de aceea voi da socoteală cum am folosit. Și asta este un act de smerenie și este un act de dedicare când încep să slujesc pe Dumnezeu cu ceea ce am. Ce ar fi să ne rugăm, Doamne, vreau să fac ceea ce Tu mă chem să fac, să slujesc cu darurile pe care Tu mi le-ai dat, să nu urmez ambițiile și ispitele firici, călăuzirea Duhului Sfânt. Slujesc din dragoste și recunoștință, nu din ambiție și dorință de afirmare. Multă durere fac, face această ambiție trupului Domnului. Care-i scopul vieții tale? Care sunt dorințele tale cele mai mari. Am făcut în două situații și o dată a fost la tinerii de la noi, de, din biserica noastră și știți ce am să spun. Nu o să reproduc exerciții că nu am timp acum, dar am rugat să scrie pe telefon, că nu prea poartă hârtii în buzunar, dar telefoane toți au, să scrie pe telefon care sunt cele mai, scopul lor în viață, sau primele trei obiective cele mai mari pe care le au cu viața lor. Și și-au luat cinci minute, oamenii au scris. Apoi am scris. Scrieți încă o dată, care credeți că este obiectivul lui Dumnezeu cu voi? Sau primele trei obiective pe care le are Dumnezeu cu voi? Din înțelegerea voastră, din Scriptură. Ce credeți că vrea Dumnezeu cu privire la voi? Și-au scris. Și apoi am rugat să-și compare listele. Prima listă cu a doua listă. Dacă vezi diferențe, înseamnă că prima necesită ajustări. N-ar trebui să fie diferențe. Înțelegeți? Dedicare înseamnă că ce vrea Dumnezeu ar trebui să vreau și eu. Dacă eu am altă agenda decât Dumnezeu, o să fie conflict acolo. Dumnezeu nu renunță ușor la agenda Lui. Vreau să mai vorbesc de un aspect, o să-l scurtez cât timpul meu s-a dus. Predarea siguranței emoționale. Și aici vreau să iau imaginea, tot imaginea lui Iacov, de data aceasta în geneza 43. Iacov deja avea băieții mari, copiii erau mari aveau familiile lor. Iosef fusese vândut în Egipt. El credea că e mort. În țară era foamete. Fiii lui s-au dus să cumpere pâine din Egipt și acolo Iosef l-a oprit pe Simeon. Ăștia s-au întors și mai puține acum. Încă o lovitură pentru inima lui Iacov. Și ei au venit să-l ceară pe Beniamin, a zis, mergem acolo, sunt omul ăla, ne-a zis că ne mai dă pâine, tot ce ne trebuie le liberează pe Simeon dacă îi demonstrăm că într-adevăr îl avem pe Beniamin. Deci trebuie doar să ducem să probăm că Beniamin există, că suntem oameni cinstiți. Iacov însă zice, eu nu mai suport asta. L-am pierdut pe Iosif, s-a dus Simeon și acum vreți să-mi luați pe Beniamin care era al doilea favorit. După Iosif nu mai suport. Dar foametea era o menghină care se tot strângea cu fiecare zi. La un moment dat apare de nou o discuție între ei, care seamnă chiar un pic aceartă. Israel, tatăl lor, le-a zis, că trebuie, faceți așa. Luați-vă în sași ceva din cele mai bune roade ale țării, puncte, puncte, numeră roadele țării, argint îndoit, luați cu voi și pe fratele vostru, sculați-vă și întoarceți-vă la omul acela, Dumnezeul cel puternic, să vă facă să căpătați trecere înaintea omului acelui și să lase să se întoarcă împreună cu voi și pe fratele și celălalt frate al vostru pe Beniamin. Iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu. Dacă trebuie, menghina se strânge. Și iată Iacov, încă o dată, trebuie să desclește pumnul lui strâns și să spună, Doamne, eu nu sunt Dumnezeu, este Dumnezeu cel atotputernic, depind de El, dacă Dumnezeu cel puternic va face să-mi recuperez, fiul meu îl voi recupera, dacă nu, dacă așa trebuie, dacă n-am încotro, El e Dumnezeu cel puternic, iar eu lipsit să fiu. Dați seama ce sfârșiere a fost acolo. Ce durere a fost acolo. Dar oare nu tot așa a făcut și Avram atunci când a fost gata să-l jertfească pe Isaac? Nu tot a trebuit să-l încredințeze în mâna Dumnezeului cel atotputernic și nădejdea lui Avram era că Isaac va învia. Singura opțiune pentru salvarea fiului lui era învierea. Dragilor, nu putem avea pace cu adevărat cu privire la cei dragi ai noștri. Nu putem avea siguranță emoțională până nu predăm acele domenii. Fie că e vorba de cei dragi, să-i punem în mâna lui Dumnezeu. Fie că e vorba de finanțele noastre, să le punem în mâna lui Dumnezeu. Nu pot avea nici dărnicie dacă nu pot preda nimic în mâna lui Dumnezeu. În funcție de cât pot da în mâna lui Dumnezeu, atât de darnic pot fi. statutul marital, tare e greu de predat în mâna lui Dumnezeu. Mă i căsători sau nu mă i căsători, dacă rămân nemăritată sau rămân nensurat. Facă-se voia Domnului până la urmă. Dumnezeu cel puternic. facă ce vrea el. Oricum nu controlezi lucrul ăsta. Vrei să începi să manipulezi pe vreunul sau pe vreuna? Și apoi să zici, ce am făcut, Doamne? Ce mi-am luat? Deci nu lași în mâna Domnului? Nu poți avea pace în privința vreunui domeniu dacă nu predai. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Și vreau să te provoc să te gândești la domeniul sau domenele sau persoanele din viața ta care nasc cea mai multă îngrijorare în viața ta și îți fură pacea, gândul la acele probleme. Și haideți să le încredințăm în mâna Domnului. Și să spunem, Doamne, facă-se voia Ta în acel domeniu. Oricare ar fi ea, e bună, plăcută și desăvârșită. Doar în măsura în care mă predau Domnului, voia Lui devine plăcută pentru mine. Și conștientizez că e bună și desăvârșită. Facă-se voia Ta, Doamne. Haideți să ne rugăm în liniște. Doamne Dumnezeule, noi nu putem avea pace decât în brațele tale. Ești singurul care cu adevărat stăpânești și domnești în mod suveran. Și, Doamne, nu vrem să ne luptăm cu tine, vrem să-ți predăm fiecare domeniu a vieții noastre. Ia trupurile noastre în mâna ta și fă ca trupurile noastre să te cinstească, să te onoreze. Și mă rog, Doamne, ca fiecare zi din viața noastră să fie o zi în care să ne ostenim pentru Tine. În locul în care ne-ai pus, în lucrul în care ne-ai pus, dar să o facem ca un act de închinare pentru Tine. Ia, Doamne, scopurile, dorințele noastre, le predăm Ție, Doamne, nu mai vrem ambiții firești, ci vrem voia ta să se facă în viața noastră. Și iartă-ne ori de câte ori am alunecat din nou spre cei ce ne ispitește. Doamne, aducem și sentimentele noastre înaintea ta, siguranța noastră, pe cei dragi, viitorul, prezentul nostru, finanțele noastre. Cine, Doamne, le ține cu adevărat în mână decât doar Tu? Și Tu dai și Tu iei după cum Tu voiești. Ajută ca Sufletul nostru să te binecuvânteze pe Tine și să accepte voia Ta. Dă-ne totdeauna gândul ăsta, Doamne. Și îți mulțumesc pentru că în Tine găsim pace. Găsim o pace care întrece orice pricepere. Fii binecuvântat, Tatăl nostru. Amin.